Astăzi, deputatul PSD Bianca Gavriliță, membru al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, candidat la funcția de europarlamentar, a făcut o vizită la Lugoș, unde s-a întâlnit cu primarul Francis Boldea, care i-a prezentat necesitatea dotărilor cu aparatură medicală de ultimă generație pe care o are Spitalul Municipal, solicitând sprijinul deputatului în acest sens. La întâlnire au mai participat doctorul Marius Craina, directorul Spitalului Județean din Timișoara, care a însoțit-o în această vizită pe Bianca Gavriliță, și medicul Ervin Floron, directorul spitalului Lugojean, însoțit de Oana Rurian, directorul medical al instituției. Bianca Gavriliță a comunicat primarului că este la curent cu toate necesitățile spitalului, având o legătură permanentă cu conducerea acestuia și vizitându-l în mai multe rânduri. De asemenea, deputatul i-a asigurat pe cei prezenți că ministrul sănătății Sorina Pintea este la curent cu toate aceste probleme și că nu a existat întâlnire cu ministrul în care să nu aducă în atenție problematica de la Lugoj și nu în ultimul rând dotarea spitalului cu un computer tomograf. Surpriza întâlnirii a fost anunțul pe care Bianca Gavriliță l-a făcut privind existența acestui tomograf pe lista de investiții a ministerului pentru acest an. Așadar, Spitalul Municipal Lugoș va dispune cât de curând de mult doritul computer tomograf, iar pacienții nu vor mai trebui să facă un drum la Timișoara pentru a li se pune un diagnostic corect. După întâlnirea cu primarul Francis Boldea, Bianca Gavrilița a vizitat spitalul, mergând atât în secțiile renovate cât și în cele care necesită modernizări cât mai urgente. Deputatul a stat de vorbă cu cadrele medicale, dar și cu pacienții din saloane. Una din secțiile vizitate a fost cea de obstetrică ginecologie. Unde pacientele s-au declarat mulțumite de condiții și tratamentul din partea cadrelor medicale. De când sunteți aici în spital și cum vă simțiți? Ce părere aveți despre salon, despre modul în care medicii se comportă cu dumneavoastră? Aici în spital sunt cam din 8 martie și am făcut un tratament foarte bine. Deci, până la urmă, am fost și operată și sunt bine. Medicii s-au comportat extraordinar. Deci, s-au dat toată silința. Totul să fie în ordine, și chiar au, au reușit, și pe calea asta le mulțumesc. Că ne-au, cum să vă spun, am emoții. V au pus pe picioare, cum să spunem. Pe picioare, și avem încredere multă în, în dumneavoastră Și să meargă mai departe, și să aibă încredere și oamenii în spital că totul este bine, și totul se rezolvă bine aici, și nu trebuie să ne ducem, nu știu, în ce parte, că se poate, și așa. Despre condițiile de aici din salon și cum le vedeți? sunt bune, sunt curate. Sunt ok. Deci pot să spun că sunt ok. Cum sunteți mulțumită de condițiile care există aici? Foarte mulțumită, foarte mulțumită. Condiții bune, extraordinare. Nu mă așteptam. Și toaleta curată, fără probleme? Da, superb. Superb. Deputatul a mai vizitat secțiile de neonatologie, boli infecțioase, chirurgie și ATI. La discuția cu directorul Ervin Floron de după vizită, deputatul împreună cu doctorul Marius Craina au identificat o serie de soluții pentru rezolvarea problemelor care nu mai suferă amânare. Bianca Gavriliță și-a exprimat satisfacția privind eforturile conducerii Spitalului Lugojan pentru asigurarea unor condiții civilizate de tratament și îngrijire a pacienților, observând schimbări în bine de la o vizită la alta. La finalul vizitei la Lugoj, deputatul PSD Bianca Gavriliță ne-a declarat din nou la Lugoj, cu mare drag, vin de fiecare dată. Am venit să continuăm colaborarea pe care am început-o cu dumneavoastră și cu domnul director de aici, cu medicii din, din orașul Lugoj, pentru că aici se fac lucruri foarte frumoase și foarte importante. Domnul director este foarte preocupat de modernizarea spitalului și aducerea lui la ceea ce înseamnă un spital modern în 2019 sau ceea ce ar trebui să fie un spital modern. Am văzut lucruri foarte frumoase, să știți, secții renovate, unele mai puțin frumoase încă, care nu sunt încă renovate, care urmează să fie. Am văzut unele care sunt în lucru, însă aș putea să spun, am, că în mare acest spital uh, s-a transformat uh, într-un mod uh, foarte frumos și uh, în beneficiul pacienților și oamenilor. Și a mai venit uh, să aduc o veste foarte bună Lugojenilor și nu doar Lugojenilor. În sfârșit, uh, Ministerul uh, ne-a aprobat uh, investiția, a fost aprobată pentru ceea ce înseamnă computer tomograf uh, pentru spitalul din Lugoj. Vedeți, și nu pot să nu spun acest lucru... Și cu mare mândrie o spun eu fiind medic, de profesie un om care a practicat medicina și practică medicina, ne aflăm în fața unei guvernări care pune preț pe sănătate. Și mă bucur foarte mult și continuăm să facem mai departe împreună cu eforturile atâta a domnului director a dumneavoastră, a tuturor și a autorităților locale care susțin acest spital, lucru care mă bucură.